că parcă nu-i voie să stai jos, nu? În timpul, în timpul slujbei. Și de altfel, pentru că și dumneavoastră sunteți în picioare, mi se pare că este ceva de la sine înțeles, că trebuie să ne respectăm unii pe alții. O să încerc să vând cărți, ce să fac. Asta va fi esența a ce trebuie să fac în seara asta. Sper să nu încurc mărunțișul și paralele pe care mi le dați. Văd că nu prea e casă de... Aveți și casă. Formidabil. Așa. O să trebuiască să pun, știu eu, hârtiile de 100 sau de 10 lei într-un compartiment, celelalte la asta m-am gândit tot timpul, la detalii de felul acesta. Iar în ceea ce privește ce avem noi propriu-zis de discutat și de făcut și așa mai departe, eu aș vrea ca totul să fie interactiv, ar fi mai simplu și pentru mine, și anume nu să vă țin eu un discurs acum, știu eu, povestindu-vă viața mea sau cărțile mele, ci dumneavoastră, dacă vreți, să mă întrebați câte ceva. Orice vă interesează pe dumneavoastră, eu sunt un om foarte deschis, răspund la întrebările care mi se pun. Dacă vă interesează ceva, eu mai curând literar sau mai curând, știu eu, filozofic sau mai curând istoric sau mai curând politic, chiar dacă nu cred că e cazul să intrăm în detalii politice, nu fiindcă n-aș răspunde, ci fiindcă sunt plicticoase, sunt neinteresante din punctul meu de vedere, dar mă puteți întreba absolut orice. Și între timp puteți cumpăra și cărți, dacă vreți. Nu e obligatoriu să nu cumpărați. Aveți librarul aici, eu am public cât se vede. Cărțile nu cred că se pot și fura, nu? Nu se pot fura. Pentru mine întotdeauna cea mai mare dovadă de apreciere a literaturii a fost să văd pe cineva că bagă o carte sub cămașă și fuge afară cu ea. Eu nu m-aș supăra, drept să vă spun, decât dacă aș fi patron. Dacă aș fi librar, nu m-aș supăra. Dacă aș fi patron, poate că aș simți. Dar e preferabil să le cumpărăm. Ce să vă spun eu? Eu am ales absolut întâmplător câteva cărți. Nu am făcut o alegere așa specială, să vă spun, cărțile mele de suflet. Am ales câteva cărți, mi s-a spus 4-5 cărți, cred că am ales 5. O să vă spun o vorbă, două despre fiecare. Toate sunt cărți, cred eu, deosebite. Și o să încep cu chiar prima pe care am ales-o. Această carte care se numește Gödel, Escher, Bach și care este o provocare pentru absolut oricine. Este o provocare pentru oricine. Andrei Pleșu să înceapă să o citească, îl desfid să o citească cursiv. Este o carte extrem de grea. Este una dintre cele mai grele cărți care mi-au căzut în mână vreodată. Este o provocare intelectuală și, aș spune eu, și o sursă de mare delectare artistică, dar și de frustrare extraordinară. Este o carte care îmbină cunoștințe și nu doar cunoștințe, aș spune eu, înțelepciune din toate zonele. Din toate zonele, din zona muzicală, din zona artelor plastice, din zona matematicii. E foarte multă matematică aici, matematici superioare. Eu citesc despre matematică, despre istoria matematicii, este una dintre pasiunile mele, dar niciodată nu m-am băgat în ecuații, am sărit întotdeauna peste ecuații. Aici, e adevărat, nu sunt ecuații, este mai curând teoria numerelor, dar la fel de complex subiect. Este o carte care a făcut fără îndoială epocă în vremea în care a fost publicată, în care a apărut. Autorul este Douglas Hofstadter și care a primit premiul Pulitzer și care trebuie să fie citită. Trebuie să fie citită. Nu ai cum să o ocolești. Camil Petrescu spunea odată
că nu este bărbat cel care a avut foarte multe femei și cel care a reușit să citească Critica rațiunii pure. Și aș înțeles-o. Eu aș spune acum, nu este ființă umană în loc de bărbat, pentru că, mă rog, perioada intervelică era destul de sexistă, din păcate, și discrimina femeile, ceea ce nu este cazul. Dar într-un fel el avea dreptate, pentru că ceea ce face umanul din om este această provocare intelectuală. Nu o să ajungeți, mulți dintre dumneavoastră nu o să ajungeți nici până la sfertul cărții, mulți nu o să ajungeți până la jumătate, iar cei care ajung până la sfârșit aș spune că sunt eroi. I-aș compara cu cei care au citit în întregime În căutarea timpului pierdut a lui Proust. Sau nu mai vorbesc de Finnegan's Wake, nu cred că a ajuns cineva vreodată nici la pagina a treia din Finnegan's Wake citind coerent. Deci este o carte grea, o carte grea și importantă, o carte care vorbește despre, și aici stau să mă gândesc, despre ce vorbește cartea aceasta. Este foarte greu de spus. Despre felul în care planurile existenței, de la cel, știu eu, pur științific, la cel metafizic, la cel teologic, care este un sumum al cunoașterii, la cel biologic, la cel scriptural, fiindcă e vorba și despre logică și despre scris, la felul în care aceste planuri se intersectează permanent și trec permanent dintr-unele în altele, la bucla care leagă experiența grafică a unui Escher, marele grafician olandez, cu structura creierului omenesc și cu structura muzicii lui Bach, într-o continuă ghirlandă extraordinară a cunoașterii. Despre asta este vorba, despre totalitatea cunoașterii umane, care nu are granițe, de fapt, între zonele cunoașterii. Numai noi le stabilim didactic, așa. De fapt, cunoașterea este un câmp continuu. Poezia nu este despărțită de știință, care nu este despărțită de filozofie, care nu este despărțită de psihologie, care nu este despărțită de teologie, care nu este despărțită de, știu eu, de viața de toate zilele. Totul este continuu, totul este în aceeași clipă și în același moment. Asta este una dintre tezele acestei cărți minunate, absolut minunate, dar și înspăimântător de grele. Eu am dus-o odată până la sfert și am lăsat-o. Am mai stat vreo jumătate de an, vreo 4 luni. Am dus-o apoi până la jumătate și am lăsat-o. N-am mai putut. E ca lupta cu îngerul. Apoi, în sfârșit, am ajuns gâfâind foarte tare și sărind foarte mult, trebuie să recunosc, cum nu fac cu alte cărți, am ajuns aproape de final. Sper că odată o să-mi iau inima în dinți, o să-mi sacrific o vară și o să o citesc toată. O carte minunată. A doua, cine n-o cunoaște? Cine n-a citit-o? Una dintre cele mai populare cărți care există. De Begin, Lanul de secară, The Catcher in the Rye, Prinzătorul din secară, dacă știți la ce se referă acest titlu, de fapt este un vers. If a body catch a body coming through the rye, spune Robert Burns, dacă nu mă înșel. De acolo și-a luat titlul Salinger și este o carte cult. Este o carte, aș spune eu, în același timp minunată, dar și extrem de periculoasă. Este o carte foarte periculoasă. Nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor, cum se zice. Bună seara! Cel puțin 3 asasini în serie din Statele Unite aveau cartea aceasta permanent cu ei și își luau inspirația, dacă vrem să spunem așa, inspirația lor diabolică și o trăgeau crezând că au înțeles această carte. De fapt, o înțelegeau și o interpretau pe dos. Înțelegeau ceva din periculozitatea ei, din forța ei și din mizantropia ei extraordinară. Dar interpretau totul pe dos. Credeau că această carte le dictează să suprime pe toți oamenii care nu gândeau ca ei. Deci a fost cartea favorită a ucigașului lui John Lennon,
care o avea cu el în momentul în care l-a împușcat pe marele cântăreț. Era de asemenea în buzunarul sau în geanta altor doi ucigași în serie din aceeași perioadă. Ceea ce nu înseamnă că lectura ei ne va transforma pe toți în așa ceva. Dimpotrivă. Este una dintre cărțile cele mai vândute din lume, în fiecare an se vând sute de mii de exemplare, aparținând unui om extraordinar de special, unui om foarte special, unui om care a trăit 40 de ani într-un bunker, scriind în fiecare zi și nefăcând nimic altceva. Deci stând 16 ore pe zi într-un bunker sub pământ și scriind, fără să publice nimic în toată această perioadă. Vom vedea dacă anii următori ne vor aduce deschiderea seifului legendar, care s-ar afla undeva și în care ar fi scrierile lui Salinger, noile scrieri ale lui Salinger. Până atunci noi ne mulțumim cu marile lui cărți. The Vegan Lanul de Secară, povestea lui Holden Caulfield, Franny și Zui, pe care vă recomand tuturor. Franny și Zui este o carte cum n-ați mai citit niciodată, o carte, aș spune eu, mai bună decât The Vegan Lanul de Secară, a doua lui carte, care este un fel de roman despre credință. Despre ce înseamnă credința, despre ce înseamnă cunoașterea. Este vorba, este povestea unei tinere americance care găsește din întâmplare la o bibliotecă cartea creștinătății răsăritene, Pelerinul Rus, despre rugăciunea inimii. Și citește acea carte și toată viața ei se schimbă într-un mod dramatic. Și în carte Salinger face un fel de salt mortal extraordinar între toate căile înțelepciunii din toată lumea, de la taoism până la Vedanta, până la creștinism, inclusiv cel ortodox răsăritean, până la iudaism și așa mai departe, arătând că în toate personajul principal este același. Vă recomand acest autor în întregime, fiindcă a scris foarte puțin. Vă recomand apoi Nouă povestiri. Iarăși un volum de Salinger, Nouă povestiri, care sunt printre cele mai bune povestiri pe care eu le-am citit vreodată. Între aceste nouă povestiri există patru geniale. Patru povestiri de geniu, cum nu s-au mai scris, cum nu s-au mai scris niciodată. Pentru Esme, cu dragoste și abjecție. Sunteți familiar cu Salinger? Ați citit cărțile astea? Dacă nu le-ați citit, vă invidiez. Vă invidiez, vă așteaptă o revelație extraordinară. Deci să citiți Pentru Esme cu dragoste și abjecție. Să citiți Perioada albastră a lui Dedoanie Smith. Să citiți apoi Tommy. Să citiți despre un copil genial, un copil care la 7 ani își cunoaște viitorul și își amintește viețile lui anterioare. Să citiți apoi Sărmana Gleznă Scrântită, una dintre cele mai minunate povestiri scrise vreodată. Și apoi, ultima lui carte, care constă din două povestiri, una se numește Ridicați mai sus bârna tâmplarilor, Raise High the Roof in Carpenters, și care titlul trimite la un poem de Sapho. Un poem, un epitalam de Sapho. Și a doua se numește Seymour, an Introduction, o introducere în cel mai extraordinar personaj, un personaj aproape cristic, Seymour Glass, poetul și profetul familiei Glass. Salinger este unul dintre acei autori care trebuie citiți în întregime, nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Orice omiți din el, îți va părea rău toată viața. O carte care se numește Iuda, a lui Amos Oz, și care are foarte puțină legătură cu infamul personaj din Scripturi, care îi dă titlul, este o poveste de dragoste și de trădare. Poveste foarte, foarte frumoasă. Nu insist, pentru că sunt la jumătate cu romanul și n-aș vrea să vă dar e o carte foarte bună, ca toate cărțile lui Oz.
O carte foarte specială de un autor foarte special. Dacă n-ați auzit de Dan Coman, trebuie să vă spun eu că este unul dintre cei mai vizionari poeți și prozatori ai mai tinerei generații, ai oameni, ai celor în jurul vârstei de 40 de ani. Dan Coman trăiește la Bistrița, în nord, și este el însuși un om minunat, un mare prieten al meu și un autor cum foarte puțin sunt astăzi. El a scris în primul rând poezie, câteva volume de poezie, dar și trei sau patru volume de proză, între care Căsnicie și această Parohia. Tatăl său este preot, tatăl său este preotul din St. George. Această carte, Parohia, care este o carte gen pictorii și prozatorii expresioniști germani sau nordici, gen, știu eu, Nolde, sau gen, cine să spun, Nolde este cel mai bun exemplu, sau Munch, sau Edvard Munch, cel faimos pentru țipătul său. Deci este o carte expresionistă, este o carte extrem de puternică despre câteva personaje care trăiesc într-un fel de post-apocalipsă, într-un fel de lume fără istorie, în afara istoriei, dar între care personaje există relații foarte ciudate, foarte strani, ca relațiile unor personaje din vis. Atmosfera este onirică, este și în același timp și foarte realistă. Este vorba de... Știți ce mi sugerează această carte? Acel tablou faimos din pictura americană, nu mai țin minte numele autorului, care înfățișează o fată într-un fel de... în iarbă, într-un fel de poziție de lăcustă și privind în urmă către o casă, către un hambar care se vede în zare. Este un tablou celebru. Cam așa ceva, este o atmosferă stranie, este o atmosferă foarte, foarte tensionată. Mi-a plăcut foarte tare această carte. Noua carte a lui Gabriel Iiceanu, din care el a citit, deci eu n-am apucat să o citesc, abia am pus mâna pe ea, dar din care el a citit la librăria de la Cismigiu un fragment. Un fragment care vorbea despre Noica, despre relația lui cu Noica, într-un fel foarte surprinzător. Comparând relația lui Noica cu Gabriel Iiceanu, cu relația dintre Socrate și Alcibiade. O relație iarăși tensionată de la maestru la discipol, dar în același timp mult mai mult, o relație mult mai strânsă și mai neobișnuită. Nebunia de a gândi cu mintea ta se numește cartea și este absolut inspirational, cum se traduce. Te inspiră, ca să nu mai caut o alternativă. Iată, aceste cărți parcă mai gândisem eu la una, dar nu mai țin minte acum ce alesesem. În orice caz, cred că pe acestea le-am ales bine și vi le recomand tuturor, pe lângă pereții de cărți pe care îi aveți aici. Nu știu cum văd mulți oameni tineri printre dumneavoastră, nu știu cum se raportează oamenii tineri, nu mai țin minte, am fost tânăr de foarte multă vreme, acum 40 și ceva de ani, nu mai țin minte cum mă raportam eu la atât de multe cărți, la atât de multe cărți care se dărâmă peste tine într-un fel, toate rafturile astea. Nu erau pe vremea aceea. Erau și pe vremea aceea, părinte, poate nu chiar atât de abundent, nu atât de abundent cum sunt acum, dar țin minte că când mi-am început studenția, mă duceam la librăria Eminescu, de lângă facultate, de la colț cu matematică acolo și eram la fel de uimit de câte cărți erau. Pentru mine erau foarte multe. Sau când intram la biblioteca din sala bibliotecii mari de la Litere, iarăși,
enorm de multe, pe 3 etaje sau pe 4 etaje, nu știu cât sunt, numai și numai cărți. Și parcă mă gândeam că ar trebui să le citesc pe toate, că nu se poate altfel, dacă de vreme ce sunt om și exist, trebuie să citesc tot ce s-a scris. Și cred că și mulți dintre dumneavoastră aveți acest sentiment acum. Cum se poate să nu citesc Românirea cântărilor? Un meșteșug și multe controverse. Cum e posibil să mor peste 20 de ani și să nu ajung să citesc cartea aceasta? Și când ne gândim că nu numai că nu vom ajunge niciodată să citim nici a 10-a parte din aceste cărți, dar că mai mult încă, 99% din cărțile lumii au dispărut și nu mai există. 99% din cărțile lumii, ca toate celelalte fapte culturale ale lumii. Și că așa cum spune George Harrison, all things must pass, toate lucrurile trebuie să treacă, să aibă un sfârșit, să se ducă de pe fața Pământului. Așa cum spune și Ecleziastul de altfel. Când ne gândim la toate acestea, ne cuprinde un fel de sentiment de melancolie, care, după părerea mea, este esența ființei omenești. Esența ființei omenești este melancolia, este plângerea, este nostalgia după paradis și dorința extraordinară de a ne întoarce acolo. Deocamdată atâta vreau să vă spun și dacă aveți întrebări, aș vrea să circule microfonul. Asta în orice caz, la sfârșit. Să citiți, nu? Să citesc. Da. O poezie, vreau să mă întorc la poezie. Vreți să vă citesc o poezie? Da, să mă reîntorc. Bine. N-am mai citit poezii de mult. Păi asta era ideea. Să văd care mi-e mai simpatică de aici. Sper să mă descurc. Nori peste blocul de vis-a-vis. Nu pot mișca acul busolei, doar concentrându-mă. Am încercat. Nu sunt în stare. Nu pot transmite imaginea unei cărți de joc. Am încercat. Am vrut să levitez. Și stând pe spate, în sudoarea patului desfăcut, m-am concentrat jumătate de oră până am simțit că nebunesc. Am încercat, în metrou, să fac o fată să se uite la mine. Și firește că nu s-a uitat. Doamne, nu sunt alesul tău. Mintea mea nu poate să schimbe lumea. Nu am destulă dragoste. Destulă credință. Nu am o aură în jurul capului. Nu mi te-ai arătat și nu mi-ai dat niciun semn. Pipăi cu degetele mușamaua feței de masă. Ea nu cedează. Nu se transformă în aburi colorați. Ating buclele fetiței mele. Ele sunt moi și auriu întunecate. Nimic nu e altfel decât îmi spun simțurile. Nu există iluzia. Mintea mea e oglinda plană a lumii. Plană, plată. Nici o scriitură. Nici o viață anterioară. Nici o făptură ectoplasmatică. Nici Agarti. Nici Shambhala. Nici Maya. Cât despre vise, ele sunt cosmetice pe nimic. Privesc în focul aragazului ca hipnotizat. Știu că am stat într-un uter. Știu că voi sta într-un sicriu.
sau voi mânji pământul cu sângele meu. Nu voi găsi eu fisura. Nu voi întoarce eu capul din fotografia de grup. Că nu v-a plăcut, nu aplaudați. Ok, altă întrebare și nu mă mai pune să spun poezii, vă rog. Doar dacă vreți vă citesc proză, un capitol de 40 de pagini, să vă potolesc. Cine e în hață? Da, te rog. Ce cărți ați recomanda unor adolescenți de 14-15 ani, de exemplu? La 14-15 ani să mă gândesc ce citeam eu. Bine tu. Cele 5 milioane ale... Cele 5 milioane ale Begumei, dacă nu mă înșel. Un roman al lui Jules Verne mai puțin cunoscut. Nu știu dacă și la 14 ani, dar la 12, toate pânzele sus. A fost cartea copilăriei mele. Am învățat enorm din cartea aia. Radu Tudoran era fratele lui Joe Boxa. Și se cunoaște. Nu știu, cărțile mai noi de acum, n-am citit, trebuie să mărturisesc că n-am citit Harry Potter, deși fiica mea e mare fană și astăzi. În schimb, cred că se citește Narnia și e și filmul, nu? Ce se mai citește? Epopeea inelelor, nu? Frăția inelelor, lucruri de felul acesta. Deci eu nu recomand literatură foarte serioasă pentru vârsta respectivă. Există o literatură făcută special pentru acea vârstă. Și aș spune eu că abia în liceu, din clasa 9 începând și mai departe, cei care sunt destinați să se apropie de literatură, se apropie cu adevărat. Și încep să citească cărți mai serioase. Altfel, nu știu, de fapt un copil, depinde de copil, un copil poate alege orice, de fapt. Se poate duce la rafturile astea și să-și ia orice carte. Dacă va cădea pe ea foarte bine, îl va influența toată viața. Dacă nu va fi pentru el, asta este. Altcineva? Și din clasa 9 încolo, eu din clasa 9 am descoperit poezia. Și am citit la poezie până am orbit aproape. Țin minte că în toată perioada liceului am citit cam 150 de cărți pe an. Pare foarte mult, dar cele mai multe erau de poezie, așa încât le terminam într-o zi, foarte ușor. Atunci am descoperit poezia și din aproape în aproape, de pildă citind întâmplător Verlaine, de pildă, îl descopeream în mod natural și pe Rimbaud. Citindu-l pe Rimbaud, îl descopeream pe Paul Valéry. Citindu-l pe Paul Valéry, mă întorceam la Alan Poe. Și așa mai departe și, bineînțeles, în tot acest timp citeam și autori români. Dar vreau să vă spun un lucru care mi se pare interesant. Oamenii, copiii sau adolescenții care se îndreaptă în mod natural către poezie, au un fel de cale regală pentru asta. Există câțiva autori care nu sunt autori foarte mari și foarte importanți, dar care, într-un fel, sunt paznicii porții poeziei. Și mă refer la câțiva autori români absolut obligatorii pe traiectoria asta, de la o poezie absolut genuină, nu cum scriu toți românii, fără o cultură a poeziei, fără o cunoaștere a istoriei poeziei, până la lectura adevărată de poezie. Sunt câteva repere. Un reper care în cazul meu a funcționat foarte bine a fost Topârceanu. Deci Topârceanu, la
10 ani este minunat. La 10 ani, când eu am citit prima poezie care m-a făcut să plâng cu lacrimi, frumoasă ești pădurea mea când umbra e încă rară și printre crengi adia abia un vânt de primăvară și se termină frumoasă ești pădurea mea și singură ca mine. Ei, când am ajuns la acest singură ca mine, am udat perna cu lacrimi. Deci, Topârcean ar fi un reper. Blaga, apoi. Blaga, Lucian Blaga. Nu există poet mai bun pentru intrarea în poezie. Asta este calea. Nu are rost să încep cu Argheze, care este imens, care este un poet în care te pierzi. Nu are rost să încep cu Ion Barbu, care e dificil. Nu are rost să încep cu Bacovia, care e depresiv. Îți stai penele cu lama, nu? Când citești Liceu Cimitir al tinereții mele, fiind elev de liceu, nu prea-ți prinde bine, nu-ți cade bine. Dar Blaga e minunat. Blaga este în același timp și foarte simplu și ușor de imitat. Înveți imediat algoritmul Blaga, nu? Corunele din margine de codru, din tine or să-mi facă sicriu și așa mai departe. Deci poeziile lui sunt de fapt mici, mici alegorii, mici parabole, așa. Și copilul învață foarte repede să folosească acest mecanism. Și prin el intră în poezia adevărată. Pentru că Blaga este firește în același timp și un mare poet. Dacă treci peste simplitatea asta, ajungi la profunzime. Și apoi, Marin Sorescu. Marin Sorescu, care astăzi probabil nu vă spune mare lucru, e un poet mai curând căzut în uitare și pe drept și pe nedrept, aș spune eu, dar pentru un copil de clasa 9 sau a 10-a care deschide o carte a lui este un șoc extraordinar. Pentru că n-am mai citit niciodată așa ceva. Niciodată n-am mai văzut lucruri atât de complexe spuse într-un limbaj atât de simplu. Poeziile lui Sorescu sunt ca niște bancuri, sunt ca niște glume, au poanta la sfârșit. Și poanta aceea te face în același timp și să râzi eliberator așa, un râs eliberator, catarctic, și să te cutremuri într-un fel, pentru că el spune lucruri extrem de complicate într-un limbaj foarte ușor, cam în genul lui Mitica lui Caragiale. Dacă țineți minte, Mitica la un moment dat se apucă să explice unui prieten, unui Costică, critica rațiunii pure a lui Kant, pe care am mai pomenit-o odată astăzi, nu știu, îi se bate ochiul lui Kant în mormânt. Și Mitică zice așa, uite, halba asta, fiindcă stătea la o berărie, bineînțeles, halba asta este subiectul, este subiectul. Cartonul ăsta cu mici este obiectul. Solnița este lucrul în sine. Și uite cum subiectul cu obiectul, nu știu cum se combină și lucrurile în sine pe care nu-l putem atinge niciodată. Și în felul acesta l-a lămurit pe Costică. Cum e cu critica rațiunii pure. Exact așa este Sorescu. Așa este Sorescu. Lucrurile cele mai complicate metafizic, el le înfățișează manipulând sau jonglând un măr, un nor și cu un pom. În așa fel încât să înțeleagă oricine. Și acesta este un mecanism foarte ușor de prins dacă vrei să scrii versul, dacă vrei să scrii poezie. Și apoi, bineînțeles, din aproape în aproape ajungi și la experiențele mai complicate. Altă întrebare, vă rog. Te rog. Există, de fapt, recomandați o cale regală și pentru proză? N-am știut eu această cale, în primul rând. Eu întotdeauna mi-am dorit să scriu proză, de când eram copil. Și am început să scriu primul meu roman, l-am scris la vârsta de 9 ani. Și avea cam tot atâtea pagini. Era o călătorie în jurul lumii, care începea cam așa, dacă mi-aduc bine aminte. Era o noapte foarte întunecoasă, când m-am întâlnit cu Jim. Și Jim mi-a spus, bună ziua, deși era noapte. Iar apoi, mă rog, continua această conversație o vreme și în cele din urmă cei doi ajungeau într-un luminiș unde se afla o colibă. Și
Țin minte că am scris, coliba arăta astfel. Și am pus două puncte și m-am apucat să descriu coliba, numai că mi-am dat seama că nu sunt în stare, nu știam de unde să încep să o descriu, de sus, de jos, de la acoperiș, de la fundații, cum să o descriu. Și atunci, pur și simplu am desenat-o, pentru că n-am știut să o descriu, am desenat-o. Am rămas cu complexul acesta vreo 10 ani. Am crezut că nu știu să povestesc, am crezut că nu știu să scriu proză. Și, bineînțeles, când am intrat în facultate și chiar în ultimii ani de liceu, am scris foarte multă poezie și mă consideram poet, dar eu tot doream să scriu proză. De fapt, ăsta era visul meu. Și când am ajuns la cenaclul de proză pe care îl conducea Ovides Crohmăniceanu, la care veneau prozatorii generației mele, Nedelciu, Crăciun, Sorin Preda, toți aceștia, eu eram singurul poet care se ducea la cenatul acesta, care era specializat în proză. Poeții se duceau la cenatul de lună al lui Manolescu. Eu eram singurul care pendula între cele două. Pentru că eu doream să învăț să scriu proză. Am vrut foarte tare acest lucru. Și primele mele proze le-am scris pentru colegii mei din cenatul Junime. Și n-am scris mai multe decât am publicat. Exact atâtea câte am publicat, atâtea am scris. Adică toată cartea Nostalgia. Și le-am scris în aceeași ordine în care sunt în carte. Adică prima mea povestire a fost Ruletistul. Prima povestire. Care este în același timp evident o povestire de începător. Evident o povestire de începător cu multe erori pe care astăzi le-aș corecta. Dar bineînțeles nu o să fac niciodată. Dar și cu ceva foarte, foarte special în ea. Este o parabolă adevărată. Este o parabolă adevărată care funcționează. Un fel de jucărie, un fel de jucărie metafizică, o mașinărie metafizică ce funcționează. Acea poveste a ruletistului care supraviețuiește întotdeauna. Pentru că, de fapt, el este un personaj. Îți dă seama că e un personaj, deci e și o parabolă literară. Nu cine știe ce sofisticare. Dar după aceea am început să scriu din ce în ce mai, cu mai multă încredere în mine. Și până la urmă am reușit să scriu textul care și astăzi este pentru mine absolut clasic, și anume povestirea Rem, de care eu sunt extraordinar de mândru și astăzi, după, nu am scris-o la 24 de ani, sunt mulți ani de atunci, 38 de ani. Sunt 38 de ani de atunci. Și sunt foarte mândru de ea, ca și când aș fi găsit o poză de-a mea de atunci în care îmi place cum arăt, ceea ce nu e cazul, de fapt. Arătam groaznic la vârsta aceea. Și aveam o mustață urâtă, așa, de palicar, așa. Dar mi-a plăcut foarte mult să scriu Rem. Aș spune eu că până la Solenoid, Rem are motorul narrativ cel mai complex. Pe care acum n-aș mai putea să-l fac, dar atunci l-am făcut la 23 de ani sau la 24 de ani. E o carte a mea de tinerețe, o carte de care am și uitat de multă vreme. Și apoi am avut un moment de criză când m-am lăsat de poezie, n-am mai scris poezie, din anumite motive aș sta până mâine dimineața să vi le explicitez, dar faptul e că am scris la 32 de ani, cartea mea decisivă, cartea mea care mi-a deschis apoi întreaga viață operă de după aceea. Și anume, cartea mea cea mai puțin hyped, cum se zice, Romanul Travestii. Romanul Travestii a fost esențial pentru mine, absolut esențial. Nu e printre cărțile mele cele mai bune, dar a fost pentru mine un exercițiu de sinceritate cu mine însumi, cum nu mai trăisem niciodată și cum nu credeam că e posibil. Toată trauma mea, atâta cât o am, a apărut acolo așa cu limpezime, ca și cum pui o fotografie într-o baie de revelator și ea încetul cu încetul se limpezește. Exact așa este în Travestii. Fără Travestii, dacă n-aș fi scris Travestii, n-aș mai fi îndrăznit să scriu nimic de după aceea. Și a venit marea aventură a vieții mele, Orbitor, de care probabil că știți mai multe lucruri, și în sfârșit
ca să nu mai lungesc, acum sunt extraordinar de fericit că am terminat solenoid și că mi-a ieșit cum am vrut eu să-mi iasă. Nu știu dacă e cum trebuie, dar cum am vrut eu să iasă, mi-a ieșit. N-aș putea să scriu nimic mai bun la ora asta. Este cel mai bun lucru pe care am putut să-l scriu, pe care am fost în stare să-l scriu la o vârstă la care mulți autori probabil se gândesc la pensie. Eu mă bucur mult de tot că am reușit să scriu cartea asta, așa cum este ea. Iar acum am cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că lenevesc. Lenevesc, știți cum, stau cu pisica la sub braț, eu și nepotul, din păcate, nu-i chiar atât de aproape, îl văd din când în când, dar pisica e tot timpul la îndemână, stau cu Cindy la sub braț, pe canapea, mă uit la Netflix, când mă plictisesc, mă duc și mă joc pe computer și așa mai departe. Deci este un dolce farniente pe care mi l-am dorit de 50 de ani și nu l-am avut niciodată. Dar acum am zis, hai să-mi iau o vacanță de jumătate de an după ce am terminat cărămida asta. La ce vă uitați pe Netflix? Insinuați că n-am la ce să mă uit, nu? E adevărat că nu prea e la ce să te uiți pe Netflix. Dar am făcut și eu, cum se zice, când le vezi pe toate unul după altul, toate seriale, binging, nu? Așa. Am văzut în 3 zile 32 de episoade din The House of Cards. Până la al treilea sezon este genial. Este un film genial, nici nu pot să spun mai mult. Un serial extraordinar și Kevin Spacey este Spacey. Este Spaceman. Dar după aceea nu mi-a mai plăcut deloc și au bătut joc de el, s-a schimbat și directorul și l-au rapistolat complet. Te rog? Da. Ați amintit de un poet important căzutului tare, dar ați spus și numai din ale generației dumneavoastră. Cât de aproape sunt cei din generația dumneavoastră în publicul actual și dacă nu, ce se va întâmpla? Acum, știți ce se întâmplă cu generația mea sau generația 80-istă? Generația 80-istă este acum jumătate de cât a fost. Din păcate este generația care a avut cele mai mari pierderi, cum se zice, în războaie, nu? A avut pierderi extraordinare. N-aș spune că a fost decimată, că asta înseamnă 1 din 10. A fost înjumătățită. Au murit mari prozatori și mari poeți ca Mircea Nedelciu, George Crăciun, Traian Tecoșovei, Alexandru Mușina, Mariana Marin și alți câțiva printre ei. Dacă îl socotim și pe bietul Andrei Bodiu, care, mă rog, era ceva mai tânăr, dar era tot un discipol al nostru, se fac o mulțime de oameni care nu mai sunt printre noi. Cei care mai sunt încă, nu sunt încă 80-iști, dar 60-iști au ajuns, în sensul vârstei. Deci sunt autori în jur de 60 de ani, nu mai sunt autori tineri. Eu sper că cei mai mulți au rămas tineri în spirit, așa cum am încercat cu toții să fim, că nu și-au trădat, cum se zice, visele din tinerețe. Și ce să spun, cei mai mulți continuă să scrie și, după părerea mea, continuă să scrie bine. Fără să mai fie 80-iști, cu adevărat. Pentru că după vârsta de 30 de ani, fiecare a luat-o pe drumul lui așa cum este și firesc. Hai să zicem o ultimă întrebare, cine mai are, că nu vreau să vă țin mult în picioare. Și după aceea, dacă vreți să vă iscălesc niște cărți, cu mare bucurie. Câteva cuvinte despre solenoid. Câteva cuvinte despre solenoid. Vă interesează, cu adevărat? Da. Solenoid este o carte, acum vă spun ceva ce n-am mai spus în alte locuri și e puțin riscat așa să vă spun și dumneavoastră, pentru că despre misterele eleusine, de pildă, nu știm nimic, fiindcă nimeni n-a spus o vorbă. Dar vă spun foarte general așa, este o carte care are o enigmă. Este o carte care nu e literatură propriu-zisă în totalitatea ei. Este o carte care are încifrată în ea, printre rânduri sau prin rânduri, are o informație la care foarte puțini pot să ajungă.
este ceva în, în miezul ei, este ceva în mijlocul ei. Îi va fi foarte greu unui cititor să înțeleagă de fapt despre ce e cu adevărat vorba cartea aceasta până nu ajunge la final. În final are o șansă, îi se dă la un moment dat o șansă să înțeleagă. Așa cum într-un roman polițist ajungi la un anumit punct în care îți dai seama cine este făptașul, înainte ca autorul să-ți spună. Am și eu un astfel de punct în, în Solenoid. Din tot ce s-a scris despre el, înțeleg că nimeni n-a ajuns acolo. Criticii s-au referit la Solenoid ca la un roman, dar Solenoid este mai mult decât un roman. Este singura mea carte care e mai mult decât literatură. Atâta vreau să vă spun. Aici? Aici este ce vă interesează pe dumneavoastră. Gata, gata, am terminat acum. Dacă aveți cărți să vi le semnez, vă mulțumesc mult de tot că m-ați ascultat și că am stat de vorbă. Thank you.